firma gift shop și mi dăm cadouri. Asta se cere pe piață, pentru că lumea umblă disperată după cadouri pe stradă. De ce să umble când poate să vină aici direct, unde le facem tot ce vor ei? După cum se vede, este un restaurant chinezesc. În Vaslui sau în zona aceasta nu prea am întâlnit restaurante de genul cu ceva deosebit. Avantajele firmei noastre sunt că ne bazăm pe un stil și pe mult profesionalism. Elevii vor fi evaluați de comisii care vor analiza fiecare firmă înființată în parte, urmând a stabili și câștigătorii. Scopul nostru principal a fost formarea tânărului întreprinzător, deoarece aceștia, prin activitățile practice desfășurate, învață să-și constituie o firmă, să-și organizeze firma și chiar să obțină profit. Sunt surprins plăcut și în această ediție de nivelul ridicat pe care l-ați imprimat în ceea ce privește târgul firmelor exercițiu. Este o simulare pentru viață, este o simulare care vă oferă competență ca pe viitor să vă descurcați foarte bine, să aveți experiența necesară să răzbateți, să spunem așa, în hățișul acesta economic. Concurenții vor fi evaluați în funcție de trei secțiuni: catalog, stand și prezentarea ofertei în format electronic. La final, elevii primelor trei firme câștigătoare vor primi diplome. Târgul va dura 2 zile.